sponsor general al emisiunii Nescafe. Bună dimineața, dragii noștri! Este marți, zi de marți, 23 ianuarie. Salutare! Dimineața bună începe aici la Dimineața Alertăr. Pregătiți-vă, luați-vă cafeaua. Cafeaua, da, și e timpul să ne priviți. Deci cine se trezește mai dimineață, aceia sunt cu ochii pe noi. Da, mai puțin doarme și reușesc să fie cu ochii pe noi, de la 7 la 9 în fiecare dimineață și astăzi nu e excepție. E o nouă zi, da, o nouă zi cu noi puteri și subiecte la fel de interesante. Ca în fiecare zi. Da, invitați la fel, concursuri, nu uităm, dar și sugestii pentru o zi frumoasă. Exact, și ca să știți cum va fi ziua de astăzi, trebuie să vedeți și ce avem noi pe scurt astăzi în emisiune. Foarte frumos! Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Povestea unei familii cu mulți copii. Aflați de ce le este bine împreună. Vrei să îți arăți mușchii fără să depui efort? Vă spunem noi cum! Mâinile ne trădează vârsta, le îngrijim ca să le avem frumoase. Și vom ura la mulți ani compozitorului Liviu Știrbu. Să ne urmăriți cu mare atenție că mai avem și premii pe care le vrea oricine. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Astăzi, 23 ianuarie, trebuie să scrim. Să scrim mult, luăm pixurile și ne amintim cum scriam în școală. Fiindcă astăzi este marcată ziua scrisului de mână. Știi, Alexandru? Iată ziua dacă am mai făcut-o de mână. Ar fi o ocazie foarte bună ca să scrim și o scrisoare de mână. Eu am scris astăzi dimineață ceva. Nu-ți spun ce și cui, dar am scris ceva de mână. Am vrut să marchez această zi. Nu o poezie, o scrisorică am adresat-o cuiva. Un mesaj am scris. Ai lăsat o fițuică pe masă și ai spus, da, eu am fost pe aici. Sau, mulțumesc că ai venit la mine. Da. Prieteni, 23 ianuarie, haideți să vă spun o chestie interesantă care am găsit-o pe rețelele de socializare. Marța e considerată de, în Mexic, una aducătoare de ghinion, de aceea locuitorii acestei țări, cam peste unul poartă câte un picior de iepuri în această zi, se spune că o să le aducă noroc în buzunar. În buzunar? Mm-hmm. Și poartă noroc piciorul de iepure? Păi așa cred ei, așa cred ei, dar... Sunt superstițioși. Păi, dar îți dai seama câți iepuri trebuie să sacrificați în această zi? Sau ei îl tai și îl pun acolo, îl pregătesc și îl poartă când e nevoie, da. Poate cudița să o ia. Dar tu ce porți, Alexandru? Fiecare zi cu tine. Crezi în un simbol din ăsta? Ai talismanul tău norocos? Încerc să fiu și eu inteligent, asta porți cu corect, tine. Încerc să fiu da, și porți cu tine om bun. Porți cu tine inteligența. Da. Foarte bine că nu uiți acasă, că nu trebuie. Dar tu? Eu? Da, pentru că ai venit cu întrebare, îți dau și o întrebare, de ce nu? Eu am ceva care port la mine mereu. Ce porți? Nu se spune. Talent. Da, exact. Îi felicităm pe toți cei care s-au născut în această zi de 23 ianuarie. La mulți ani și numai bine. Și numai bine, și numai bine, da. Și să ne priviți, și să ne priviți în fiecare dimineață. Printre ei astăzi Liviu Știrbu și Anatol Ștefăneț, violonistul care a fost și la noi în emisiune. Da, apropo de Liviu Știrbu, vom avea și un subiect la această temă, dar vedeți mai târziu. Până una alta, să vedem ce avem în calendarul zilei astăzi. Se făcea la 23 ianuarie cu mai mulți ani în urmă. Ștefan cel Mare începe asediul cetății Chilia în anul 1465. În 1767 i-a sfârșit prima domnie a lui Grigore al III-lea Ghica în Moldova. Autorul romanului Roșu și Negru, Stendhal, se naște în anul 1783. În anul 1881, la Teatrul Mare din Moscova, a avut loc premiera operei Evgenii Onegin, de Piotr Tchaikovsky. Pentru întâia oară în lume, a pășit în Antarctida în 1895 omul. În anul 1903 vine pe lume regizorul, actorul și scenaristul Grigori Alexandrov. Liviu Știrbu, muzician moldovean, s-a născut în 1953. În anul 1956 venea pe lume compozitorul și violonistul Anatol Ștefăneț. La această dată se marchează ziua scrierii de mână. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Mă
Majoritatea dintre noi se plâng în această perioadă cu problema mâinilor, a pielii mâinilor, altfel pentru spus. Că e frig afară. Da, pentru că e rece, pielea mâinilor devine mai aspră, mai uscată. De ce trebuie să aveți neapărat o cremă la îndemână? Și s-ar recomanda una grasă. Eu, de exemplu, folosesc o cremă de mâini foarte grasă, care ajută să se mențină pielea și să se hidrateze. Stai să spun eu un remediu foarte bun ca să scăpăm de toate mâinile astea, dacă sunt crăpate sau dacă sunt aspre. Una e cu mănuși, dar bunica mi-a arătat o metodă mai simplă. Mai tradițională? Mai tradițională, suc de roșii, toată lumea acasă, cred că se fac și conserve, da? Suc de roșii, da. Îl dai pe mâini așa frumos, dacă trebuie încălzit puțin. Îl dai pe mâini după ce vii de afară. Păi sau faci din piure obișnuit, toată lumea știe ce înseamnă, un piure de sacal, da? După ce s-a încălzit, ții adică, mâinile. Da? Să dai așa pe mâini. Uh-huh. Ții 20 de minute. Păi și ce fac cei alergici la roșii, iată cum sunt eu. Mai știu și o metodă tradițională. Mai spune. Se spune despre uleiul de măsline. Îl încălzești un pic și îți ții mâinile acolo 15 minute și iată, tot e o metodă bună. Dar sunt și alte metode mai moderne, poate, pe care le aflăm în reportajul care scumpe. Urmează. Sunt mai scumpe și să urmărim reportajul. Iarna, pielea noastră are nevoie de o îngrijire suplimentare. La fel ca și fața, mâinile noastre au de suferit, au un aspect bătrânicios, pielea uscată, de aceea trebuie să găsim soluția cum să avem mânuțele frumoase. Este foarte importantă îngrijirea periodică dimineața și seara. Noi recomandăm să vă puneți o cremă pe noptieră lângă în dormitor și să faceți cu regularitate acest lucru aplicând o cremă de calitate. Pe lângă cremă, pe timp de iarnă, este indicat să schimbăm și săpunul în favoarea unuia îmbogățit cu uleiuri. Dacă aceste metode nu sunt eficiente, cosmetologii ne vin în ajutor. Este o varietate de proceduri care permite să tratăm atât inestetisme precum ar fi pete pigmentare, cât și acele fisuri care deseori apar în urma factorilor nocive. Astăzi vom vorbi despre mezoterapie virtuală. Mezoterapie virtuală fiind o metodă inovativă și inovațională în materie de hidratare și de păstrare a tinereții și fermității mâinilor. Și obținem acel efect de hidratare imediat după 5-7 minute de terapie. Este o terapie pe bază de curenți. Și terapiile pe bază de curenți sunt niște terapii contraindicate femeilor însărcinate și care alaptează. Așa, ceea ce trebuie să simți este o pișcătură, furnicătură. Aceste furnicături sunt, de fapt, deschiderea porilor în mod artificial pentru a penetra coctailul adânc în țesut. Deja peste 5 minute se observă că dispar acele riduri fine. Vezi diferența? Așa, da. Dispar acele riduri fine și obținem o luminozitate și o hidratare în profunzime. Pentru zona cuticului, înainte de a aplica măscuța termală, vom aplica un ulei. Este echivalentul parafinii, doar că mult mai consistent, pe bază de polifenol din struguri. Ea se umflă și se încălzește. Are la bază și argilă vulcanică. Ce crezi de rezultat? Recunoști mâinile? Sincer să fiu, nu prea mi le recunosc. O să recunosc că am probleme, mai ales în această perioadă și chiar parcă am mâini de bibeluș. Da, astăzi ai o scuză să nu speli vasele. Respectând câteva reguli simple, îngrijirea pielii în anotimpul rece poate fi facilă și accesibilă oricui. De fiecare dată ne propunem să pătrundem altfel în culisele vieții artiștilor de la noi. Iată că de această dată colega noastră Mihaela l-a prins pe Liviu Știrbu, cel care astăzi are sărbătoare. 65 de ani. 65 de ani, o vârstă frumoasă, important în suflet să fim tineri. Da, la mulți ani, Liviu Știrbu. Citisem într-un interviu despre începuturile sale în domeniul muzicii. Se spune că a găsit prima vioară, a găsit-o într-un cerdac. Da,
vechi, era jerpenită și deloc funcționabilă. Și tatăl său cumva a făcut acolo ca ea cât de cât să scoată câteva sunete. Iar în clasa a treia a compus și prima piesă. Era ceva, o muzică la un baian. Era o piesă de baian, da, ceva de genul. Asta te-a informat și ai aflat, dar eu sunt sigură că Mihaela a aflat lucruri neștiute chiar de unii până acum. Eu zic să vedem, să ascultăm. Atelierul de creație e pentru orice artist acel loc unde există o stare de spirit care face talentul să înflorească și să vină pe lume minunea, opera de artă. Astăzi ne aflăm în laboratorul de creație a compozitorului Liviu Știrbu. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! V-am găsit. Spuneți-ne, cu ce sentimente primiți intrușii în acest loc? Nu pot să spun. Este un loc obișnuit pentru oamenii care sunt obișnuiți să facă ceva, care nu au astâmpări, care nu suportă muzica din copilărie, dar continuă să facă acest lucru multă vreme. Este un virus foarte frumos și mă bucur foarte mult pentru lumea care face acest lucru. Se vede altfel lumea de aici? Ba da. De aici și numai de aici. De fapt, arta în sine este ceva care vede lumea altfel. Eu știu ce gen ar fi. Și evident, de aici lumea tot se vede altfel, mai ales dacă arunci o privire de la etajul 3 să vedeți ce interesant este acolo. Despre caracterul și comportamentul oamenilor de artă se spun multe. Legende mai mult sau mai puțin adevărate. Eu vreau să aflu de la prima sursă. Cum e Liviu Știrbu atunci când îl vizitează muza? Nici nu știu. Va trebui pe viitor să iau o cameră de luat de vedere să văd cum sunt și eu în momentul ăsta. În momentul ăsta, cu adevărat, care se numește Evrica, este un moment care se vânează, se urmărește și când provine nu poți să dai seama ce se întâmplă, fiindcă ești preocupat de rezolvarea acelui moment care îl căutai. Sunt anumite momente în viață când ne amintim mai mult de perioada copilăriei. De obicei se întâmplă asta în preajma aniversărilor, a zilelor de naștere. De asta vreau să vă întreb, vreau să împărtășiți cu noi acum niște imagini sau poate niște amintiri sonore din perioada copilăriei. Dacă ar fi numai așa, eu mai așa visez. Visez cu un zbor deasupra satului meu, deci sunt visurile mele care erau în copilărie și mă vizitează și acum. Am făcut eu o spravă, dar eram eu un mic copil, nici mic, nici prea mare, dar aveam un autobuz micuț care cu cheia se pornea și nu mergea și erau desenați niște omuleți pe geamuri, niște omuleți și eu am vrut să văd unde sunt oamenii, ce e în interior și eu am desfăcut autobuzul și tăticul a pus mâna pe curea și a reparat autobuzul. Eu cum dau seama și întotdeauna analizam, încercam să reamintesc, să trag filmul înapoi ce era în copilărie. Nu știu de unde s-a transmis, dar întotdeauna aveam grijă că orice nu mi-ar da prin cap, trebuie să fiu atent să nu deranjez pe cineva, să nu stric ceva, să nu fac ceva. Bineînțeles, din greșeală se întâmplă mai multe lucruri din neștiință, dar întotdeauna când vrei să faci o năzbâtie, ia ți-l minte sentimentul ăsta ca să nu sărim peste cal. Am citit undeva istoria primei viori. Cum ați descoperit prima vioară pe care ați găsit-o într-un pod, practic. Casă, da. Pentru ce alte instrumente mai aveți sentimente deosebite? Da, pentru ghitara care am găsit-o tot acolo, da. Știți, în podul casei întotdeauna se află niște lucruri care pentru maturi nu prezintă niciun interes. Eu acolo am găsit și un aparat făcut de tăticul meu prin care el făcea poze. Și el îmi povestea cum îl folosea. Era făcut din faneră. Era foarte ciudat. Știu că și dumneavoastră sunteți pasionat de fotografie. Sunt pasionat și eu, că mai multă lume, fiindcă acum toată lumea pozează. Ce fotografiați? Tot. Eu zic așa, un fel de crono, ceva de ce, un fel de cronică de tot ce e în jur și mai prind câteodată niște cadre ciudate. Este bine să ai aparatul cu tine toată vremea. Câteodată reușesc, când eram în Elveția, Lilica ne-a dus în Elveția la festivalul său și acolo am văzut cum un șoim ataca prada, după care vâna deja o pisică. El cobora din sus și... Și ați reușit să prindeți cadrul? Am prins cadrul ăsta, da. De câte ori v-a surâs norocul în viață? Pot să spun că niciodată, pot să spun că continuu. Dar putem spune că v-a surâs norocul odată cu formația Noroc. Și cu formația Noroc același lucru. Deci să știți că în primul rând asta a fost o șansă de a face un lucru care n-a fost făcut
anterior și obligațiune imediat, că trebuie lucrul să se-l faci bine. Înțelegi? Aici parcă nu am avut noroc să, dar am avut aici norocul de a-ți asuma și niște obligațiuni. Să-mi spuneți cum ați cerut-o în căsătorie pe soția dumneavoastră? Nici nu mai țin minte, că e o taină. Noi ne-am pomenit împreună și până ziua de astăzi nu putem să conștientizăm că suntem împreună și ne mirăm că noi doar ne uităm că uite pe copilul ăsta, era copil, deja e student și ajungem la veche concluzie, trec ani. Trec ani. Piesa Angelica a venit într-un moment important din relație. Da, bineînțeles, dar este o piesă cu dedicație specială pentru o pianistă neîntrecută pentru mine și nu numai pentru mine, dar pentru mine este important că cânt într-un fel, cum i-am spus și ei direct, că eu dacă aș fi putut cânta la pian în felul ăsta, eu aș fi cântat ca tine. Ce frumos! Foarte mulți artiști nu își doresc neapărat ca copiii lor să le urmeze calea. Pentru că și dumneavoastră proveniți dintr-o familie de muzicieni, dar și soția dumneavoastră, doamna Angela Știrbu Sokolov, v-ați dorit ca Livia să parcurgă același drum sau pur și simplu a trebuit să vă obișnuiți cu inevitabilul? Nu. Noi am vrut copilul să facă altceva. Să urmăm zicala, aia spuneam, trei ficiori, cum zicea țăranul, doi gospodari și un muzicant. Și mea n-am vrut că Levica să urmeze calea asta știind că este foarte anevoiasă și am dat-o la altă școală. Dar Levica într-o vară, împreună cu bunicul nostru, a sfârșit un program de pian, că noi am înțeles că noi vom proceda extrem de incorrect dacă nu vom merge în depinare ei, care i-a spus că eu vreau să fac muzică. Și în felul ăsta ea și-a ales calea. Noi ne bucurăm pentru faptul ăsta. Încă o dată ne cerem scuze pentru greșeala care mai s-o facem și ne bucurăm pentru tot ce face ea, tot ce a făcut. Ne bucurăm pentru atitudinea ei față de această meserie foarte, foarte nevoioasă. În ce relație sunteți cu fiica dumneavoastră, cu Livia? Extrem de interesante. Toată viața am fost în relație foarte și foarte interesante. Știți, am avut întotdeauna plăcută senzație că Livica ne dă lecții. Ea dumneavoastră. Da, deci prin comportamentul ei, prin unele expresii, prin unele viziuni, niște reflexii de ale sale, întotdeauna noi cu Angelica remarcam că este o personalitate. Și aș dori la mai multă lume să nu scape momentul, că unii chiar trăiesc o viață și uită că trebuie învățat și de la copii. Ce ați învățat dumneavoastră de la Livia? În primul rând, ea ne reamintește că nu trebuie să închistați în viziunile noastre. Trebuie de luat lucrurile mai așa cum sunt, dar mai și cu un substrat poetic, cum sunt copiii. Livica a fost întotdeauna visătoare, întotdeauna la ea imaginația și existența erau cam la egal. Deci e așa concepe lumea și ea consideră că toată lumea este foarte bună, de la bun început, și vreau să spun că cel puțin eu sunt de acord cu ea, fiindcă a priori da, a priori nu știm, toți oamenii sunt buni. Deja cum sunt coliziunile vitale este altă istorie, dar la început lumea este frumoasă, este primitoare, dacă ne-a primit pe noi și toți oamenii din jur, înseamnă că pentru asta este și destinată lumea. Asta vine, parvine de la copii, prin comportamentul său, prin unele expresii care te readuc la ideea asta, fiindcă noi, maturizându-ne și făcându-ne serioși și atare, ne uităm că, de fapt, viața e altfel. Pe timpuri, ca să asculți o piesă, trebuia să faci un efort mult mai mare, să mergi la magazin, în fonoteca unui prieten, la o bibliotecă, să o cauți. Astăzi este mult mai ușor. Bineînțeles. Ce relație aveți cu internetul? Normal, găsesc tot ce-mi trebuie, o groază de informații și o groază de muzică. Da, poți să faci cunoștință cu orice dorești. La mulți ani, Livi, dar și ei ce! Bună ziua, domnul Dorgan! Îmi pare foarte bine că ați venit! De ce se filmează? Mihaela! Să rămână! Chiar mă bucur foarte mult că ați venit! Astăzi se filmează. Nu știu, noi am intrat așa, hai să spun, de obicei cum intrăm, ad hoc să-l felicităm. Bine, eu am intrat așa singur anul ăsta, dar n-am știut cu televiziune, da? Chiar nici nu știu cum să spun. Probabil ați venit să-i spuneți la mulți ani maestru. Da. În primul rând vrem să-i spunem la mulți ani lui Liviu nostru, fiindcă
E cel mai important, eu îmi spun părerea mea subiectivă, că el este bine. Și desigur că Liviu a fost, este și va fi. Prin ce v-a cucerit muzica lui Liviu Șterbu? Eu eram mic și eram în culisele formației Contemporano. Eu îl țin minte, Liviu tot timpul a fost, în anii 70, el a venit în Contemporano, enigmatic, frumos, un muzician cu o taină, ceea ce cred că l-a atins pe taic-meu, pe Mihai Dolgan, și desigur că atunci, în timpurile celea, toți muzicienii erau, cum se spune, de un nivel. Liviu este, în primul rând, este un polinstrumentist, el este viorist, el este chitarist, el este clapist, el este un foarte bun clapist. Asta spun pentru generațiile tinere care nu au ascultat cum cântă nenea Liviu la clape. Cu adevărat, luați discurile Plaiului, oameni buni, și ascultați. Liviu, în primul rând, este compozitor, este orchestrator, este producer și este un mare, mare om de artă. Și un mare, mare om. Să ne fii sănătos! Vă mulțumesc frumos! Eu mai am niște întrebări pentru dumneavoastră. Aici. Muzica este una dintre căile de comunicare cu divinitatea. În ce relație sunteți cu Dumnezeu? Nu-l cunosc personal, dar suntem în relație foarte bună. Am înțeles. Dar din lucrurile sfinte aici pe pământ, care sunt pentru dumneavoastră? Dar de fapt toate sunt bune. Este important ca să întotdeauna să găsim posibilitatea. E foarte simplu, până la urmă, de a aborda pozitiv tot ce se întâmplă. Credeți că am putea găsi totuși cheia pentru a opri trecerea timpului? Da, există o cheie foarte simplă. Care ar fi? Cea mai simplă de a merge împreună cu timpul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Sunteți un munte de om, un munte de talent și vă doresc să realizați tot ce v-ați propus, la ce v-ați gândit și la ce nu v-ați gândit niciodată, poate. Mai ales pentru ultima doreanță, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, sănătate. Sănătate și dumneavoastră. Doamna Nișoară Puică, doamna Nișoară, puteți să veniți, vreau să vă întreb doar un lucru, pentru că v-am prins, acum nu pot să pierd ocazia să vă întreb, pentru că astăzi este ziua de naștere a compozitorului Liviu Șterbu. Și vreau să vă întreb, cum v-a cucerit muzica? Dragă mea bună, mai întâi și la mulți ani. La mulți ani. Și ție la mulți ani și la mulți ani celor care ne privesc la această oră. Păi de cum ne-am cunoscut? În primul rând să vă spun că pentru prima dată ne-am întâlnit tot în această incintă, pentru că aici activez la Teatrul de Revistă Ginta Latină. Au fost ceva ani în urmă, câteva decenii pot să spun chiar, și să vă spun că compozitorul Liviu Șterbu mi-a scris primele melodii, pentru că el a fost chiar primul compozitor. Noi ne-am întâlnit, eram studenți la conservator, actualmente Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, și acolo ne-am întâlnit și cu Liviu Șterbu și cu Angela Sokolov, soția dumnealui. Și primele melodii au fost melodiile Lumină, Inima crede-mă. Anul nou, știu că... Anul nou, da, ai spus. Apoi melodia Strada. Să vă spun că Liviu Șterbu a fost cel care pentru prima dată, pentru ceva ani în urmă, nu era la modă, în vogă să cânti melodii populare remixate. Și el mi-a făcut un remix foarte frumos la melodia Trecui Valea. Ce ați avea să-i spuneți cu ocazia zilei sale de naștere? Eu aș vrea ca și dumneavoastră și cei apropiați să vă fie sănătoși, în rest să aveți parte doar de bucurii, în rest știu că Livica are succese, succese mai mari ca ale dumneavoastră și ca ale mămică Angelica, dar așa e bine, copiii noștri trebuie să ne depășească pe noi părinții, sănătate și la mulți ani și inspirație multă, multă, izvorul de melodii să nu sece niciodată, la mulți ani! Deși ne-am luat deja rămas bun, încă un la mulți ani nu strică niciodată. Domnule Șterbu, vă doresc cât mai multe împliniri în creație și în viață. Ea nu este un obicei. Noi am făcut obicei din ea. Publicitate.
генеральный спонсор передачи «Нескафе». Și cel mai important în această săptămână se desfășoară și marea competiție de tenis Australian Open, acolo unde avem spectacol și avem și surprize plăcute. Importante că deocamdată cei favoriți au rămas în cursă pentru trofeul de la din Australia. Ești la curent cu evenimentele, probabil privești, le privești. Da, privim de obicei. Știu că anunțai și săptămâna trecută, ai anunțat, acum îi ții la curent și pe telespectatorii noștri cu evenimentele din sport. Da, ei mai facem și noi o pasă pentru următorul subiect. Da, sau să o salutăm altfel pe următoarea colegă. Nu întâmplător am spus de acest eveniment, pentru că s-a făcut și o statistică despre această competiție și au spus că majoritatea jucătoarelor de tenis sunt blonde, da? Au părul de culoare blond. Și colega noastră, să Galina, ar putea să meargă blondul? Acolo, da. Colega noastră liberă ar putea să meargă să facă tenis nu și să intre în această categorie. Nu știu dacă mai reușește să se apuce de tenis, să profesionist. Iar putea să-mi spună oare cine câștigă de pe acum trofeul de la Australian Open. Dacă a vorbit cu Astra, le-a analizat acolo și cu siguranță poate. Asta vreau să spun. Nu știu dacă de tenis profesionist reușește să-l mai facă, dar uite că stă bine cu Astra. Foarte bună dimineața, Galina! Să vedem și horoscopul! Salutare, colegi! Bună dimineața tuturor celor din fața micilor ecrane! Stelele îi predispun azi pe unii nativi la conflicte sentimentale și sociale, la neînțelegeri cu partenerul de viață și cu cei din jur. Prezicerile astrale pentru fiecare zodie le aflați imediat! Se pare că sunteți nemulțumită de tot ce se petrece și aveți tendința de a critica. Nu este exclus să întâmpinați dificultăți și în relațiile sentimentale. După amiază, lucrurile se limpezesc și trăiți emoții frumoase alături de prieteni. Taur. S-ar putea să vă simțiți fără vlagă și să nu puteți termina o lucrare începută mai de mult. Riscați să primiți reproșuri din partea colegilor. Vă sfătuim să nu provocați discuții în contradictoriu dacă nu vreți să vă complicați situația. Ar fi bine să vă odihniți mai mult. Gemeni, este posibil să vă indispuneți din cauza unor probleme sentimentale. În schimb, aveți mari șanse de reușită în activități casnice, precum reparații. Puteți să vă bazați și pe intuiție. Rac, se pare că nu sunteți mulțumiți de nimic și vă enervați din orice. Vă aprindeți ușor, fie pentru că partenerul de viață a cheltuit prea mult, fie pentru că nu găsiți un obiect. Încercați să nu exagerați și să vă păstrați calmul. Leu, primiți o veste care vă obligă să vă schimbați complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimțiți este trecătoare, așa că nu are rost să vă îngrijorați. Este recomandat să evitați călătoriile lungi. Fecioară, s-ar putea să aveți divergențe cu partenerul de viață din cauza că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă. Pentru a evita o ceartă, vă sfătuim să țineți seama și de dorințele familiei. Ar fi bine să nu vă supra-solicitați. Balanță, este posibil să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și financiar. Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare. Țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor. Scorpion, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Temperați-vă nervozitatea, fiindcă altfel puteți ajunge în situații neplăcute. Ar fi bine să discutați calm cu persoana iubită ca să nu declanșați o ceartă inutilă. Săgetător, în orele dimineții s-ar putea să fiți dezamăgit din cauza că un coleg pe care îl considerați prieten încearcă să vă discrediteze. În schimb, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn, este posibil să vă afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri și să vă pierdeți încrederea în el. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ceea ce faceți. Ar fi bine să amânați eventualele decizii privind investițiile. Vărsător, după amiază s-ar putea să aveți o dispoziție proastă. Se pare că astăzi nu vă puteți concentra prea bine, așa că este recomandabil să nu luați decizii importante. Vă sfătuim să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pești, ar fi bine să vă amânați afacerile și întâlnirile cu persoanele importante. În prima parte a zilei este posibil ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Spre seară s-ar putea să aflați că cineva drag urmează să plece în străinătate. Astrele prezic însă totul e la îndemână dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți, numai bine!
V-am obișnuit până acum cu poveștile emoționante pe care le aducem în fața ecranelor și în casele dumneavoastră, iar voi ne-ați demonstrat nu doar odată că nu sunteți indiferenți la soarta sau nefericirea altora, celor din jur. Iată că și de această dată Alexandru a fost tocmai la Căușeni, da? Tocmai în Ștefan Vodă. Ștefan localitatea Bode. Ermoclia, acolo am cunoscut o familie, nu o să vă vină să credeți, oameni buni, 15 copii născuți pe cale naturală și urmează familie să mai apară, da, să mai apară, nu se știe, sunt gemeni sau e doar unul acolo, da? Deci ar putea să fie chiar și 17. 17, da. O familie foarte frumoasă, care să știți că nu se plâng pe neajunsuri, din contra, au o armonie de asta foarte frumoasă și o familie care ne aducem aminte tocmai de la străbunii noștri, când îi spuneau că se făceau câte 10 copii, câte, nu știu câți copii acolo, foarte mulți. Sunt copii frumoși, talentați, deosebiți și țin foarte mult unul la altul. Vedem subiectul, ce să vorbim mai mult. Urmărim reportajul. Echipa matinalului nostru de această dată s-a deplasat la aproximativ 90 de kilometri de Chișinău și anume localitatea Ermoclia, raionul Ștefan Vodă. Astăzi am fericită ocazie să vă fac cunoștință cu o familie care numără numai puțin de 18 membri. Am avut norocul să-i prindem pe toți acasă. Cei mici, dar și cei mari s-au culcurușit la călduți, lângă sobă. Mai ales că pentru prima dată în casa lor a venit televiziunea. Vreau să vă spun, este un vis, este un vis personal ca tată. Mi-am dorit și am mai văzut și alte familii mari și chiar visul acesta mi s-a împlinit. Adică mi-am dorit să am o familie mare și frumoasă. Și cu atât, mult mai mult că Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem 11 băieți și 4 fete. Odihnă, n-ați avut, nu prea ați avut. Da, odihna la noi e scumpă. E scumpă odihna și da, mult energie tare, mult o punem pentru copii, pentru creștere, pentru ca lor să le fie bine, pentru condițiile lor, să aibă hrană, să aibă căldură. Sănătate tot pentru dânsul, o risipim. Dar așa e, Dumnezeu spune că e păcat să refuz copiii. Toate greutățile le duce pe umeri capul familiei, care de meserie este constructor. Face tot posibilul ca în casă să fie măcar strictul necesar. De la sine se înțelege că să întreții așa o familie, să ai așa o familie mare și să o îngrijești, nu poți. Și este rușine ca să îmblăm, să cerșim, să stăm cu mâna întinsă. Nu, așa am fost învățat chiar din familia, în familia în care am crescut, am fost învățat chiar de copil să muncesc. 6 din cei 15 copii sunt elevi. De haine noi, nici vorbă. Se îmbracă și ei cu ce rămâne de la frații mai mari. Cum pregătiți? Pentru că e complicat. Da, e destul de complicat. Eu timp nu prea am să mă ocup cu dânși, puțin timp îmi permit să mă ocup cu dânși în privința lecțiilor, dar îi implic pe ești mai mari să ocup cu ăștia mai mici. Și da, s-au crescut unul pe altul, s-au ajutat unul pe altul. De câte ori spălați pe zi? Practic, la noi mașinca nu se oprește niciodată. În fiecare zi e lucrează. O mașincă, avem o mașincă automat, este puțin pentru familia noastră. Mai avut încă una, dar e, nu mai funcționează pentru că sunt vechi. Câte pâini merg la o masă? Dacă e pâine de casă, ne ajunge mai mult timp, că e mai sățoasă, dar dacă e de magazin, poate fi 4 pâini la o mâncare. Wow, deci de-a mare trebuie să fie. Da. Locuiesc într-o casă modestă și sunt nevoiți să doarmă 11 băieți într-o cameră. Aici e camera unde voi sunteți, da, toți. Da, aici noi toți, 11 stăm aici. Unul doarme acolo, vezi că și cineva și jos doarme. Da. Până la urmă vă descurcați, asta este cel mai important. Sunteți frați, sunteți uniți, da? Da, asta e. La școală mergeți împreună, vă ajutați unul pe altul, cum faceți? La școală mergem, dar ești mai mari care aici, nu mergem la școală, în școală am terminat. Suntem pe acasă, pe în gospodării, cu părinții, muncim, că asta e, alta nu putem face. Cu toate că ne-am săturat. E greu. E greu. Vrem și noi, ca ceilalți, la libertate, să duc încolo. Da, încolo. Și nu, voi ați fost vreodată? Da, am fost. Își doresc o casă mare, în care fiecare să aibă colțișorul său. Cum te cheam pe tine? Slavi. Dar pe tine? Pavlușa, cum te cheam? Pavlușa. Și pe tine? Nel. Bravo.
Cel mai mare dintre copii i-a aranjat la casa lui. Iată, în premieră îi avem pe cel mai mare, Nicolae, și cel mai mic, Eliseu, da? Eliseu. Eliseu, bravo, mă. Și tu deja ești însurat, Nicolae. Câți ani ai? 23. 23. Diferența e de 22 de ani între ei. Da, da. Extraordinar. Deja ai doi copii, da. Și urmează și a treilea. Da. Vrei să continui tradiția părinților? Eu... Noi, din partea noastră, nu putem să facem nimic, dar sunt mulți cupluri care își doresc copii, dar nu pot să-i aibă. Dar cât se sunt dați de sus. Samuel e responsabil de animale. Cum vine ora 16, trebăluiește prin o gradă. Două vaci mulgătoare, doi vițeluși mici, doi purcei avem, au fost mai mulți, dar din lipsa de hrană i-am vândut. I-am dat că nu este posibilitate de hrană, de cum se spune, porumbul. Nu este posibilitate ca să întreținem mai multe animale. Și după puterile noastre, cât putem să întreținem, atât întreținem. Avem vreo două păsări, că la așa familie trebuie și carne și dimineața un loc cu ceai. Pentru că am ieșit afară, lemne nu prea am văzut. Unde aveți lemne? Lemne mai avem acolo vreo două, la două și gata. Sunt foarte puțini lemne. Trebuie să le aduceți, nu? Păi le aducem dacă avem bani, le aducem, dar dacă nu avem bani... O familie frumoasă, care nu se plânge de lipsuri, merg tot înainte și în curând vor mai avea un copil. În emisiunea noastră întotdeauna este loc și de muzica tradițională, de muzica populară. Iar în această dimineață, special pentru aceasta, am invitat-o pe Rodica Druță Hămuraru, pentru prima dată la noi, apropo. Bună dimineața și bine ați venit la noi, doamnă! Bună dimineața, bine v-am găsit și mă bucur foarte mult să fiu odator de dumneavoastră. E prima vizită și sper că nu ultima. O să mai așa, vreau să mulțumesc pe această cale, doamnă Revenița, apropo pentru invitație, doamnă Irina și întregii echipe. Spuneți-mi ce faceți acum, la ce lucrați, cum sunteți, ce mai faceți? Sau cum ați început anul, altfel spus, că încă suntem în ianuarie, putem să vorbim despre asta. Da, mulțumim, am început bine chiar și muncim, așa până, cum am făcut și până acum. Suntem și în căutare de piese noi, repertoriu, desigur și încerc și un gen muzică ușoară, desigur serviciul și concertele. De ce și muzică ușoară? Pentru că îmi doresc și acest gen să am la repertoriul meu și când și muzică populară și muzică ușoară. Aha, vreți să vă regăsiți în ambele genuri? Sau acasă cum? Întotdeauna se cânta și muzică populară și muzică ușoară. Aha. Desigur că în cap de masă întotdeauna e muzică populară, dar să zic eu că îmi place și acest gen și încerc să cochetez. Și la noi astăzi veți cânta muzică populară, dar până atunci vreau să vă rog să fredonați un pic, să vă auzim vocea și pe muzică ușoară. Pe muzică ușoară? Da. Păi intrigăm așa un pic. Bine, eu să încerc să cânt în costum popular, nu știu dacă... Nu, un pic doar să vă auzim vocea acum. Un fragment din cânticul Cântă chitară. Cântă, cântă chitară, cântă dulcele vers, alungă trecutul ce doare, alungă trecutul ce doare și adă-mi lumină splendoare. Foarte frumos! Vă regăsiți și aici. Mulțumesc. Romanțe? Sigur, și romanțe. Și romanțe, da? Da, îmi plac foarte mult romanțele. Am o romanță în repertoriu, dar urmează să fac aranjamentul și să mă înregistrez. Pe versurile scriitorului Alexandru Plăcintă, muzica Daria Radu. Și ați cântat adineauri, cântă chitară. Cântă chitară. Dar gazul la voastră ar fi cântă acordeonule, da? Știu că aveți o pasiune pentru acordeon. De unde, cum a pornit această pasiune? Deci am absolvit școala muzicală în raionul Șoldănești, de Baștină sunt din Cobâlea, făceam naveta, centru raional, acordeon și pian. Și până în moment sunt și maestru de concert și conducător artistic, am o formație folclorică. Și totdeauna culegem, promovăm, perpetuăm cu demnitate folclorul nostru moldovenesc. Parcă ar fi un instrument muzical bărbătesc.
Mi-a plăcut foarte mult. Cum vă simțiți atunci când îl simțiți în mână, când îl ghidați? Și puteri poate trebuie să aveți. Da, trebuie și putere. Vreau să zic că eu sunt fată de la țară, așa că eu sunt deprinsă că atunci când am început școala muzicală s-a născut și fratele meu. Brațele mele, așa, după cum zic, erau și pentru deja. Fratele meu, apropo să zic la mulți ani, că a fost sărbătorit el și se numește la și Ion. La mulți ani partea noastră. Sigur, și nu mi-era greu, îmi plăcea foarte mult, pentru că acordeonul are și mâna stângă are acompaniamentul și era un sunet așa frumos, armonic. Cu cine colaborați de obicei? Cu care orchestre? Cele mai recente piese ale mele, chiar și cea pe care o să o prezint astăzi, este în colaborare cu Orchestra de Muzică Populară Mugurel, dirijor maestrul Ion Dascăl, și vreau să le mulțumesc pe această cale. Desigur că au mai fost înregistrări și cu Orchestra Căruța, dirijor domnul Gheorghe Crețu, în muzica ușoară domnul Oleg Baraliuc, domnul Radmila Popovici, Alexandru Plăcintă, Daria Radu, Vlad Mirco, sunt mai mulți. Ați reușit să cuceriți pe cineva sau mulți admiratori cu gropițele dumneavoastră? Uite că sunt pe lângă voce. Nu știu, sper. Sunt așa foarte evident. Pe lângă colaborări, mai sunteți implicată și în concert de caritate. Îmi spuneați ceva înainte de emisiune. Chiar mâine aveți unul. Ne puteți da mai multe detalii să ne povestiți despre ce este vorba? Sunt membra Asociației de Caritate Flacăra Speranței și mâine, 24 ianuarie, orele 18, la Filarmonica Națională, se va desfășura un concert cu genericul Ne naștem din iubire și trăim pentru a iubi. Acest concert este organizat cu scopul de a ajuta copiii cu dizabilități și chiar ei anume vor fi și în concert. Vor interpreta cântece. Deci sprijinul sau banii colectați de vânzarea biletelor, da, vor merge către către acești copii. Am înțeles. Și dumneavoastră, din câte am înțeles, nu doar veți cânta, dar sunteți și moderatoare, evident. Da, da, și voi modera și voi cânta. Este un program cu, să zic eu, o listă de vreo 24 de interpreți, artiști consacrați, așa că vă invităm cu mult drag. Iată, e o sugestie bună pentru telespectatorii noștri. Aveți mâine unde să mergeți. Mâine, 24 ianuarie, ora 18 la Filarmonica Națională Sergei Lunchevici. Vă simțiți și bine, dar totodată veți face și un bine pentru cei mai nefericiți. Așa, e un gest caritabil. Întotdeauna să avem loc pentru mai bine în sufletul nostru. Și iată că prin talent ajutați, faceți și bine atât dumneavoastră cât și ceilalți interpreți care se vor mai implica. Cu ce putem. Așa să fie, să aveți mâine cât mai mulți spectatori. Astăzi noi cântăm și dansăm. Sub care melodie? Melodia Să jucăm bătuta bine. Să jucăm bătuta bine. Așa să fie. Vom juca, asta să facem noi aici și voi cei de acasă, să jucăm bătuta bine. Noi vă mulțumim, vă invităm să cântați și vă mai așteptăm la noi de fiecare dată cu mare drag. Rodica Druță Hămuraru, Să jucăm bătuta bine. Cei cu arătăra e ratera, terra rasa, tul meu din valetăra e ratera. Iese azi la horătăra e ratera, terra racora, tuturor atăra e ratera. Că e zi de sărbătoare, tăra e rapera, terra ra, pentru ce suflet pare, tăra e rapera. Tăra noastră strămoșească, tăra e rapera, terra ra, să nu mai îmbătrânească, tăra e rapera. Ai zi scripcare, zi din strune, lume-ntreagă să se dure, măi! Hai, dar roată, roată, tărăi, rate, roate, rara, saltă-n joc tot satul, tărăi, rate, ra. Sârbe și bătute, tărăi, rate, rate, rara, din bătrâni știu de tărăi, rate, ra. Fetele cu ochi de flore, tărăi, rate, rate, rara, leagă la cora cea mare, tărăi, rate, ra. Bat făcăi din călcâie, tărăi, rate, rate, rara, voia bună să rămâie, tărăi, rate, ra. Hai să jucăm bătută bine, nu ne facem de rușine, măi! Uite așa! Măi,
scripcar vecine, tarara, 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 jar cu șurubine, tarara, tarara. Inima să-mi cânte, tarara, 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 glia s-o frământe, tarara, tarara. Chiar și soarele cu luna, tarara, 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 să-și așeze în cer cu luna, tarara, tarara. Timpul să se opresc în stele, tarara, 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 să joace hora cu ele, tarara, tarara. Păi salte de-n fierb în tălocu, să răsară busuiocu. Păi busuiocu și norocu, și dragostea arză focu, uite așa, 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 măi. Nu putem să vă dăm luna de pe cer, dar vă oferim publicitate. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Ce nu mai inventează oamenii ca să mobilizeze și să atragă cât mai mult lumea la sală? De această dată, colega mea Camelia, uitați-vă că a găsit ceva interesant, a găsit soluția ca să mergeți pentru, la sală. Pentru cei care se plâng că nu au timp, pentru că chiar sunt astfel de cazuri, oamenii nu prea au timp și nu reușesc să meargă la sală ca să facă sport, păi iată că s-a inventat soluția și pentru acești oameni care au program destul de încărcat. 2-3 ore de sală de forță pot fi înlocuite cu doar 20 de minute. Același antrenament. Da, Am încercat pe propria piele. Te-ai echipat de asta și ai făcut așa mișcare, exact. Da? Deci totul, sau minune altfel, se datorează unui dispozitiv care este conectat. Prin intermediul unui costum, da, okay. Îmbraci costumul, ești conectat la dispozitiv. Faci mișcări, da, și îți arată... Da, îți stimulează mușchii și mișcările devin mai greu, atunci e mai greu, da, să faci. Dar în schimb, antrenamentul... Și se mai inventează lumea asta, nu cred eu în toate prostiile astea, mă scuzați că am spus așa, dar părerea mea este că mișcarea, îi spui exact, dacă ai să alegi 110 km, ești exact, o să fie foarte benefic pentru sănătate. Dacă urci, să știi că dacă urci 200 de scări, este echivalentul cu 15 minute de alergare. Eu asta știu foarte bine și nu cred în aceste aparate. Exact. Au fost oameni care au crezut că, uite, aparatul ăsta sau acest tip de sport e pentru lenoși. Ca mai apoi... Leniși. Da, pentru leniși. Ca mai apoi, după ce au încercat să-și dea seama, măi, de asta nu e pentru leniși. Într-adevăr, trebuie să încerci. Cât slăbești? În cât timp slăbești și câte kilograme? Dar nu e vorba în cât timp slăbești. Nu am calculat și nu s-au făcut statistici. Cert e că tu trebuie să încerci important. Ca mai apoi vrea să te expui. Slăbească. Ori lumea vrea să slăbească, să se tonifieze. Același efect care îl poți primi la o sală în decurs de 3 luni, aici cred că îl poți obține într-o lună. Cât e prețul? Prețul veți afla în reportaj. Ok, hai să vedem. Dacă nu ai timp de sport, are acest dispozitiv timp de tine. În doar 20 de minute arzi același număr de calorii ca în 2 ore de sport într-o sală obișnuită. Totul datorită unui aparat care își face efectul prin intermediul unui costum special. Acestea sunt costumele de bumbac care sala noastră le oferă fiecărui client în parte. Ele sunt curățate, dezinfectate pe fiecare antrenament. Iar acestea sunt costumele speciale cu tehnologia X-Body, MS, care au electrozi care trebuie fiecare aparte udați pentru a face contact cu pielea și a întări masa musculară. După ce v-ați echipat, antrenorul vă conectează la dispozitivul minune cu efect de electrostimulare a mușchilor. Vom seta impulsul LED personal și acum el, dacă n-a fost înregistrat, trebuie să-i setez. O să-mi spui la pulpe, da? Când o să simt și e mediu. E de ajuns, da? Da? Acum flexor, da? Spate. Urmează apoi antrenamentul propriu-zis. 5 minute de cardio, celelalte 15 forță.
Și dacă vă pare că e ușor la vederea imaginilor, păi să știți că nu e deloc așa. Datorită impulsurilor electrice, mușchii lucrează mai intensiv, iar mișcările devin și mai greu de executat. Pentru fiecare mușchi, da, în momentul în care merge impulsul, mușchiul se contractă în totalitate și face mișcarea să devină mult mai grea, chiar de 3-4 ori mai grea decât un exercițiu fără impuls. În schimb, rezultatul e mai rapid și nu doar. Alt plus pentru persoanele bolnave, de exemplu, nu folosim greutăți, nu se pune presiune pe articulații și ameliorează durerile de spate pentru cei care au probleme, grijă de coloană, tot au dreptul să lucreze la așa aparat. Ia mai puțin timp, dar necesită efort, o zic cei care au încercat. Este mai greu cu antrenament întreg, eu la sală mă antrenez câte o oră, două în general, dar aici 20 minute și a fost mult mai greu. Specialiștii recomandă de la 1 la 3 astfel de ședințe săptămânal. Prețul unui set de 4 antrenamente costă 80 de euro. Și pentru că urmează rubrica de sănătate, prieteni, zilele trecute în Chișinău am întâlnit o doamnă care mergea desculț pe zăpadă. Îți dai seama? Și se spune că cea mai bună metodă ca să fii sănătos este călirea. Săptămâna trecută noi ne-am scăldat în apa caldă. Și acum vrei să ne călești și pe noi. Sigur că da. Pe fete, vă să știi că eu am întrebat-o pe doamna aia. Cum mergeți, doamnă, cu picioarele goale pe zăpadă? Se călește. Dar ea mi-a zis în felul următor. Termocom a călit-o. Ai înțeles? Termocom a călit-o. Termocom? Da, ori aud cei de la Termocom. Vreun reprezentant măcar aude să le fie rușinică ce fac ei. Însă să știi că această metodă și această practică de călire este foarte populară în Rusia, mai ales în regiunea Iacutia. Și ai văzut pe net acolo, fiindcă au zăpadă și au unde merge. Noi trebuie să mergem prin glod până ajungem. Corect, ai văzut acolo picii au 2-3 luni și ei sunt băgați la copcă. Și după aia se spune că ei sunt sănătoși tot anul în jur. Nu avem de unde să știm, organismul uman variază de la om la om. Dar dacă tot vorbim despre sănătate, am răsfoit internetul și am găsit o curiozitate, poate bizară, dar se spune că cei care intră în casă pe ușa din față au apetitul mai mare decât dimpotrivă, mai mic cu 15% decât cei care preferă să intre în casă prin ușa din spate, fiindcă teoretic e mai aproape de bucătărie. Păi nu vrei, dacă treci pe lângă sau chiar prin bucătărie, păi nu ți-e foame, dar da, acum ai deschis frigiderul, da, înțeles, așa, din reflex, din obișnuință. Deci trebuie să avem o casă cu curte mare și multe intrări ca să o preferăm pe cea pe intrarea din față. Eu cred că cea mai bună metodă ar fi să punem să avem mai multe bucătării. Da? Adică orice intrare să aibă intrare direct în bucătărie sau orice ieșire direct. Nu trebuie. Ideea e că nu trebuie să trecem prin bucătărie și să nu fie apetitul atât de ridicat, fiindcă dăunează grav siluetei. Ok, însă eu știu un lucru cel mai important. Care atunci nu când vin, da, nu dăunează deloc, sfaturile colegii noastre. Exact. Da, Mihaela, care ne aduce sfaturi utile pentru sănătate. Bună dimineața! Există anumite lucruri despre care am auzit undeva că am face bine să nu le folosim, însă nu ne deranjăm prea tare să aflăm de ce. E și cazul bețișoarelor de urechi. Poate că data viitoare când veți pune una pe ele, vă veți gândi de două ori. Că sunt foarte răspândite, nu contestă nimeni, însă pot fi și extrem de periculoase. Întâi de toate, să lămurim un aspect esențial. Ceara ajută la funcționarea corectă a aparatului auditiv și protejează împotriva bacteriilor, așa că nu se află întâmplător în ureche, iar când o împingeți înăuntru, faceți mai rău. Anume așa se formează dopurile. Nu mai zicem și de iritațiile sau infecțiile pe care le puteți provoca. Mișcările nepotrivite pot face ca ceara să ajungă în contact cu timpanul. Apoi, canalele auditive au proprietatea de a înlătura singure impuritățile. Nu e musai să facem noi toată treaba.
Înlocuiți bețișoarele cu alte soluții și substanțe pentru curățare. De exemplu, puteți șterge pavilionul extern cu un prosop după fiecare duș. Așa că, pe viitor, nu vă faceți într-o ureche și să nu ziceți că nu v-am spus. În altă ordine de idei, dacă aveți în plan să faceți o schimbare de look, vă spunem noi ce să evitați ca să nu o dați în bară. Ca să fiți cool și anul acesta, renunțați la bretonul gros, căci nu mai e la modă. Oricât am suspinat după el, a început să piardă teren de ceva timp și e cazul să ne luăm rămas bun. În schimb, aveți o mulțime de alternative, coafuri mai lejere și naturale. 2018 vă vrea cu fruntea liberă. Nici varianta ombre nu e la mare căutare. De câțiva ani încoace am văzut-o peste tot și în toate nuanțele posibile, încât a devenit plictisitoare. E și cazul să ne dorim altceva. Pe picior de ducă sunt și coafurile messy hair. Nu mai merge asta cu messy hair, I don't care. O fi un semn să ne adunăm gândurile și să ne luăm în serios? Până la urmă e important să vă simțiți frumoase orice stil ați adopta. Nu uitați să zâmbiți și pe interior. Sănătatea întâi de toate! Tare mult ne place să interacționăm și cu oamenii din stradă, iar când văd microfonul și mai ales pe al nostru coleg Daniel, cu mare plăcere stau așa, se face și o coadă lungă ca să vorbească cu el. Și de această dată a pregătit și el o întrebare bună de asta care exact. I-a provocat pe ai noștri moldoveni. Ironic vorbind, stă lumea în rând la microfon. Dimpotrivă, toată lumea fuge. Păi i-am spus-o și eu așa. Da, nu fugiți, dragii noștri, fiindcă atunci când aveți o bucurie, trebuie să o împărtășiți cu cuiva, nu? Iată că Daniel a alergat să prindă vești bune, noutăți, bucurii de pe la oameni, să se laude lumea. Uite ce modalitate bună! Te vezi la televizor, te văd și rudele, a doua zi, te sun, te-am văzut la televizor, ce toți fug de microfon? Să nu mai fugiți. Chiar nu înțeleg de ce. Să nu mai fugiți. Dacă ne vedeți la muncă, în teren, să știți că e jobul nostru, e munca noastră, e profesia. Și e pentru voi. Da, și e pentru voi, ca să vă facem diminețile mai frumoase. Ia uitați ce reportaj. Haideți să vedem câți au fugit și câți au rămas totuși, au răspuns, au fost receptivi. În redacție o să ne spună Daniel mai multe. Da, însă să vedem aici. Toată viața noastră este o succesiune de realizări, cu unele ne putem lăuda, cu altele mai puțin. Moldoveanul, ființă lăudăroasă de fire, cu greu și ascunde reușitele sale cele mai de preț. De aceea, credem că nu va fi greu să aflăm care sunt acelea. Zicem o familie, în primul rând, casa, lucru. Am pus multe scopuri și încă le plinesc. Am nimerit un colegiu. Dăjil de etic let. Ce scop? Nepoța. Nu, mă, băi. Businessman nu ne-a făcut, da? Eu am vrut mașină, am făcut mașină. Am vrut casă, am făcut casă, asta la rușă. Gata, dacă era chip de făcut. Am unul faci, nici colibă. Pentru mulți, întemeierea familiei este cea mai mare reușită a vieții. Ну, наверное, как женщина, я родила двоих очень хороших детей. Надеюсь, что они для нашего молдавского государства окажут большую пользу, когда вырастут. Cresc un copil, să-l pun la cale. Alții sunt cu totul disperați. Căutăm de lucru și n-aia mică de lucru. Ia că spune tata, e tata, zero, zero, zero. Slab, slab. Și dacă ar exista o formulă a succesului, o știe oare moldoveanul? Prin muncă omul e slavit, dar la noi munca nu-i prețuită. Trebuie să aibă copori care să lucreze, să muncească. Altfel, fără asta nu o să facem niciun scop, nicio realizare. Să muncească, să fii dedicat acestui scop și se va realiza în timp. Așadar, la muncă, oameni buni. Dar nu uitați, după trudă și osteneală, să vă faceți timp și pentru odihnă. Am revenit la bucătărie cu noutăți și cu oameni de-ai casei. De-ai casei. Stai să vorbim și să le spunem la oameni, că de fiecare dată ne place la bucătărie. Ne place, special dacă nu a fost de mult. Bărbaților le plac foarte mult ca să discute la bucătărie, dar și să gătească. Deja și să gătească. Însă, astăzi, pe lângă faptul că o să gătim, avem și un invitat special care tocmai a poposit de la plus 30 la minus, cât acolo este, la noi. Un invitat care a ales ca în
vacanța de iarnă să nu meargă la munte, cum o fac mulți, dar a mers să meargă să se bronzeze. Și să meargă, să folosească un alt tip de transport. Până una alta, vrem să o prezentăm, este colega noastră, Olesia Caireacă. Bună dimineața! Prezentătoarea de la știri. Bună dimineața, dobre utre, drăghițele zrițele, dobre utre. Prașa ce mi-e praise că mi-e vați eu. Noi spuneam că așa, era emoționată înainte ca să începem noi și spuneai că chiar dacă suntem aici, emoții sunt, da, de ce? Da, da, вроде бы, да, знакомая студия, все тут каждый день бывает, но все равно я как бы чувствую себя здесь гостья, а не хозяйка, как за столом новостей, да? То есть все-таки немножко... Pentru că la bucătărie tu încă nu ai fost, dar iată că astăzi vei fi și alături de Alexandru. El se leuda mai devreme bărbaților, le place să gătească, păi iată că... Da, ты у нас будешь главным по... Шефом, шефом. Noi promovăm stilul sănătos de viață, de obicei, și iată... Ținem cont de asta, nu? Olesia mai ales... Да, я хотела предложить вам очень такой интересный салат. Я как-то вот год назад готовила, кстати, тоже после новогодних праздников у нашего коллеги Миши Цуркана, в его передаче «Азбука вкуса». Мы тогда много чего готовили, но в том числе этот салат. Он как раз очень хорош вот после новогодних праздников, бурных застолей. Да-да-да. И плюс вот all-inclusive, в котором мне удалось побывать вот на целую неделю. Этот салат называется «Метелка». Он помогает вот с помощью вот волокон, с помощью клетчатки вычистить из организма все, что мы наели за эти две недели так активненько. Да. Dacă e o rețetă bună pentru sau după sărbători, va fi bună și pentru tine, să ai burtica jos. Da, mă, ce te legat din burtica mea? Am și eu 2 kg, toată lumea acumulează acum pe iarnă, știi? Da, păi tu, păi, iată, salata va fi potrivită. Vezi, tebe, da. Toată lumea, am impresia că se face o campanie ca să slăbesc eu. Nu, oameni buni, eu arăt foarte bine, important că mă simt bine sufletul meu. Hai să trecem la rețetă, Olesia, da, ce eu pot nam să te ajut? Eu не ненавижу шинковать капусту. Если вот ты против, да. Eu sunt master pe așa ceva. Ia o să vedeți. Ce demonstrații vă fac eu. Ce fel de cuțit? Mare, mic, mijlociu? Mijlociu. Mijlociu să fie. Ah, ok. Iată, ăsta e mijlociu. Da, normal. E bun. Și ăsta e așa. Bun. Eu o să tai cu ăsta varză, iată așa. Și tu Olesia, ce o să faci? А вот все ingrediente надо натереть на терочке. Давайте я, наверное, начну с яблочек. Ok. Așa ceva de genul ăsta. Deci, măr, morcov, varză și... Спекларош. Pentru mine este straniu varză aici, nu știu cum se va. Потому что варза как раз самое важное здесь, потому что это грибная клетчатка, которая вот как метелка. Почему салат называется метелка? Потому что она собирает все эти вредные штуки, которые у нас в организме накопились, весь тот шлак, она вот специальным образом выводит из нашего организма. Так что она тут главная. Eu doar am să vă admir și am să vă susțin și apoi am să mănânc. Și între timp, Olesia, povestește-ne cum a fost acolo, cum a fost vacanța și cum a fost trecerea asta. De fapt, nu era atât de frig încă la noi, dar oricum, cum a fost trecerea asta? Я вот, честно говоря, первый раз. Я давно мечтала вот зимой попасть в лето, скажем так. И впервые таки решилась на этот шаг, потому что вот сейчас предложение вот в Египет, поскольку все мы знаем, что там... как бы сейчас кризис, там мало туристов из-за ситуации в стране, из-за того, что там россияне мало ездят. Там очень хорошие цены, я решила, почему бы этим не воспользоваться. Я абсолютно не пожалела. Я, конечно, боялась, что все-таки зимний период, период ветров, сезон. Но выбрав хороший отель, ты чувствуешь себя там действительно как лето, потому что там температура доходит до 25-27 градусов, иногда и выше. То есть абсолютно как летом. Вода прекрасная в море, до 25 градусов доходит. То есть абсолютно летний период. Acum, între timp, rulează și imagini din vacanța Olesiei. Te-ai bronzat? Ai reușit să te bronzezi? Stai să întreb și eu, cu cine ai fost? Singură. Singură? Da. În Egipt? Da. Nici un șeic acolo n-ai? Oi, șeicul кружилось вокруг, конечно, много, но пришлось вернуться. Нет, я вообще люблю путешествовать одна, и как бы вот по Европе ездила одна. То есть, наоборот, это какой-то свой есть в этом шарм тоже, когда ты делаешь только то, что ты хочешь, а не компания друзей, с которыми ты едешь. То есть полностью отдыхаешь и расслабляешься. Реушись ты бронзею самой мутой колоторит? Я люблю как бы не только валяться на пляже, я не люблю такой тюленей, скажем так, отдых. Я люблю ездить по экскурсиям, видеть ту страну, в которую приезжаю, тем более, что я приехала в Египет первый раз. Поэтому, соответственно, я ездила по экскурсиям активно, то есть дня 3 я потратила вот на экскурсии из этой недели. Плюс я не очень загораю, потому что, ну, не очень можно, потому что вот потом в кадр нехорошо заходить коричневой, поэтому я пользуюсь активно средствами для загара, хотя все равно это мне не очень помогает, но в этот раз вроде... Мы таем, Леса? Мы саем и дежурс? В принципе, я думаю, достаточно. Форте фрумос таем. Весь, я утаю. Мне не мреушишь, я тоже так не умею. Я ничего не пот. Я в окасе зима, когда...
o face soția, mie îmi rămâne decât să fac iată, doar... Tu tai da, legumele. Da, tai legumele și tot ce e mai simplu. Ce norocoasă e soția ta. Și să pune da. În bol, da. Ce ai mai vizitat, Olesia, acolo? Sau ce te-a impresionat cel mai mult bucatele. În călătorie? Bucatele lor trebuie să fie excepționale, nu? Acolo nu ai mâncat salată de asta. Ну, кстати, там очень, вот там тоже как будет, говорю, система All-Inclusive, там много салата, вот нарезанных на овощей, натертых овощей. То есть, если не сильно любят люди мясо или хотят тоже не сильно как бы набирать вес, то есть там есть что покушать. Но, конечно, там очень свои тоже специи, то есть есть своя специфика в кухне. Но рыбы, естественно, много, соответственно, потому что мы на берегу моря. Кстати, вот больше всего, конечно, меня поразило море, потому что я, в принципе, люблю очень море. Это нечто потрясающее. А Красное море, оно считается самым-самым красивым, то есть самым зрелищным. И действительно, опять же, когда едете в Египет, надо обязательно выбирать не только вот хорошую гостиницу, вот, чтобы не было ветров, чтобы, ну, если зимой едете, чтобы сама гостиница была хорошая, но и обязательно обращать внимание, вот какой там коралловый риф, то есть насколько он хороший, красив, потому что это главное, для чего туда едут люди. И вот мне... Да что там? Да, 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 да. Прекрасно, когда мужчина делает... Аша, я вот и у меня было очень повезло с морем, которое находилось у нашей гостиницы. Это просто нечто потрясающее, когда ты просто в маске окунаешь голову вниз, и там просто сотни рыбы, которые вокруг тебя снуют, эти кораллы. Это просто надо там побывать. Даже фотографии, рассказы никогда не передадут до конца всю ту красоту, которая там... N-ai mai întâlnit cetățenii de-ai noștri, moldoveni, pe acolo, nu? Нет, кстати, со мной летели как бы наши соотечественники, даже в моей гостинице несколько людей из Кишинева отдыхало. Но, конечно, больше всего там сейчас людей из Украины. То есть очень активно отдыхают там украинцы. Украинцы любят соарле, это для ярна. Не по Кишинову. Они молдовени. Наша. У них еще свекла. Am văzut o fotografie, ai făcut plimbare cu călare pe Camila. Camila, da. Da, конечно, я поехала на экскурсию, которая включала в себя все. Там были и верблюды, и квадроциклы, и джип-сафари, и потом дайвинг я даже попробовала, потому что снорклинг – это когда вот с маской плаваешь-то одно, а когда на тебя надевают это вот очень тяжелое оборудование, вот это вот ты погружаешься на несколько метров вниз, это, конечно, очень страшно и очень захватывающе. И всем советую, конечно, у меня первый несколько секунд, даже минут, наверное, была паника. Я говорила, нет, верните меня обратно, я не хочу, я боюсь. Это вроде бы считаю себя не сильно как бы трусливым человеком, но это действительно очень как-то странно и страшно. Но меня успокаивал наш инструктор, говорил, все, давай еще раз попробуем. Опять поднимал меня на поверхность, опять давай попробуем. В конечном итоге я все-таки сдалась, и мы спустились на несколько метров, и это нечто захватывающее, потрясающее. Опять же, не передай слова. Probabil trebuie să fii și o notătoare bună dacă faci diving. Să nu mai В принципе, никакой подготовки особо не надо. Ну, естественно, не должно быть каких-то заболеваний там серьезных сердцем там, или с давлением, а так никаких особых показаний. Întrebarea mea este pentru tine, hai să ne deplasăm puțin de călătorie. Ce faci ca să arăți atât de bine, pe lângă faptul că mănânci și salată de asta? Ну, я, в принципе, не сильно себя ограничиваю, я ем все. Я, кстати, довольно-таки часто ем те же салаты с майонезом, который очень вреден и ужасен. Но я просто ем по чуть-чуть, я просто очень небольшими порциями кушаю. Asta... Да, немножко лимонного сока. Да, te rog, Олеся, acum mă percep, e un dispozitiv nou pentru mine. Așa. Și punem ulei de măsline, da? Cât punem ulei? Așa, ca să fie, da? Doar... Până, da, două lojici. Așa. E bine? Da. Așa. Și можно для вкуса немножко мёда, да, придать ему такой кисло-сладкий вкус. Конечно, если вы прям худеть собираетесь, то лучше тогда не ставить, но я думаю, нам не повредит. Cât de des mănânci tu astfel de salată? Ну, ты прям не пожалел. А, я мульт? Не, нормально. Да. Мы же не сильно худеть хотим, правильно? Да, я вра салата по мере. Я вра сыпу жуматать околу, что жуматать не делать. Что не фи дар аша пентру. На самом деле, я немножко ленивая, поэтому не так часто я делаю себе такой салат. Вот пользуюсь вашими программами, чтобы его поесть. Я вот аз чи мурдари я факула букатарии, да. О са фачем курат, Камиля, ты дискуши тут. В принципе, он у нас получился буквально прям как на картинках в интернете, вот, да, когда ищешь такие рецепты. Вот там практически такое, такая же картинка. Я с чарком, репети, повтим.
Можно, конечно, немножко посолить, если есть желание, но можно и... Да, се poate, да, fără sare și dulce, da, că am pus în mire și se face, dacă ne place dulcele. E foarte bună, ați văzut că se face în câteva minute, este sănătoasă și mai ales pentru tip, timp de iarnă, că avem nevoie de vitamine. Aia te rog, de să te servesc așa, pentru că o fac până la urmă tot lucrul. Așa. Da, este... Câte un pic... Îți ajunge. Mi-ajunge, mulțumesc. Așa. Olesea, cred că mai mult ca să servească și colegii de la știri. Așa. Nu le ajunge, nu ajunge pentru să dai tu să te rup. Da, se poate. Ia și Alexandru să facă și capătoturile de salată. Doar... Așa. Perfect. Vrem și o furculiță. Și o furculiță. O, uite, ți-ai pus cel mai puțin, ții cont de sfatul meu să dai bortica jos. Bortica, Doamne, o să creadă lumea că am 100 de kilograme. Nu, lumea știe. Olesea, noi expediții frumoase îți doresc. Călătorii și odihnă, pentru că la televiziune nu este atât de simplu să lucrezi. Da. Foarte mult de muncă și până la urmă poate mergem și noi. Da. Toată echipa Artăr ne ducem în Egipt. Și la vară mergi la munte, da? Da, smotrim. Pentru că la noi dimineața sută și toată echipa noastră și exclusiv și directorul și șefii, poate ne organizează. Da, e acum probabil ne-a... Da, domnul Eugen... Vă și zdărui! Poftă bună! Poftă mare, stați aproape! Генеральный спонсор передачи Nescafe. Iată-ne și cu al nostru card, care va ajunge în posesia celor care ne privesc în fiecare dimineață. Sau a celui mai fidel, sau celui mai imaginativ, care are imaginația, sau cel care are un portofoliu frumos de fotografii. Și care ar putea să ne-l expedieze nouă, o fotografie din acel portofoliu, să o aleagă pe cea mai reușită. Fotografii din vacanță, din călătorii. Expediați pe pagina noastră de Facebook, iar noi de acolo le vom descărca și le vom plasa pe pagina noastră de Facebook. Acolo veți avea posibilitatea să le apreciați. Corect. Acolo iar veți putea strânge cât mai multe like-uri și distribuiri. Cea care va avea cele mai multe aprecieri va deveni și fotografia câștigătoare. Cei care ne privesc acum și dacă cunoașteți pe cineva, că e un fotograf așa sau nu știu cum, sau vă aduceți aminte de o aventură de a unui prieten și nu-l găsiți, cereți fotografia. Ți-aduce aminte, Ion, când noi eram acolo pe vârf de munte și am făcut o fotografie la 5.000 de metri altitudine. Și tu spuneai că acest card va ajunge în mâinile câștigătorului. De fapt, nu. Acesta, unul mai mic, un card Vento va ajunge în mâinile câștigătorului. Acesta va avea 2000 de lei în cont, dar totodată cu el veți beneficia și de reduceri în supermarketurile Vento. Acolo, dacă nu greșesc, eu sunt și spălătorii. Puteți intrați cu mașina, o spălați, o faceți ce vreți acolo. Dar cert este că Vento și dimineața la RTL, un parteneriat credibil. Sloganul ăsta probabil deja l-ați memorizat, v-a intrat așa în cap. Mi-a plăcut foarte mult. Reduceri. Beneficiați de fel de fel de cumpărături. Și fast food, puteți să mâncați acolo dacă vă opriți din drum lung. Iar la sfârșitul lunii va fi difuzat și un reportaj cu învingătorul acestui concurs. Sau va avea posibilitatea să se urce pe benzinărie și să strige: eu sunt câștigător cu acest card, știi? Nu, nici chiar așa. E de fapt, fiecare își mișcă bucuria, emoțiile diferite, dar Alexandru așa ar face dacă ar câștiga un card Vento. Păi, dacă aș face așa, eu m-aș duce și m-aș îmbrăca într-un echipament de lor și aș spune: gata, eu sunt rege aici la benzinărie. Așa să fie, noi nu putem decât să le urăm noroc și în această zi. Și stați aproape de noi. Succes! Astăzi, 23 ianuarie, trebuie să scrim. Să scrim mult, luăm pixurile și ne amintim cum scriam în școală, fiindcă astăzi este marcată ziua scrisului de mână. Știi, Alexandru? Iată, ziua dacă mai ai făcut-o de mână. Ar fi o ocazie foarte bună ca să scrim și o scrisoare de mână. Eu am scris astăzi dimineață ceva. Nu-ți spun ce și cui, dar am scris ceva de mână. Am vrut să marchez această zi. Nu o poezie. O scrisorie că am adresat-o cuiva. Un mesaj am scris. Ai lăsat-o țițuică pe masă și ai spus: da, eu am fost pe aici. Sau: mulțumesc că ai venit la mine. Da. Prieteni, 23 ianuarie, haideți să vă spun o chestie interesantă care am găsit-o pe rețelele de socializare.
Marța e considerată de, în Mexic, una aducătoare de ghinion, de aceea locuitorii acestei țări, cam peste unul poartă câte un picior de iepuri în această zi, se spune că o să le aducă noroc în buzunar. În buzunar? Mm-hmm. Și poartă noroc piciorul de iepure? Păi așa cred ei, așa cred ei, dar... Sunt superstițioși. Păi, dar îți dai seama câți iepuri trebuie să sacrificați în această zi? Sau ei îl tai și îl pun acolo, îl pregătesc și îl poartă când e nevoie, da. Poate cudița să o ia. Dar tu ce porți, Alexandru? Care zic cu tine, crezi în vreun simbol din ăsta? Ai talismanul tău norocos? Încerc să fiu și eu inteligent, asta porți cu corect, tine. Încerc să fiu, da, și porți cu tine om bun. Porți cu tine inteligența. Da. Foarte bine că nu uiți acasă, că nu trebuie. Dar tu? Eu? Da, pentru că ai venit cu întrebare, îți dau și o întrebare, de ce nu? Eu am ceva care port la mine mereu. Ce porți? Nu se spune. Talent. Da, exact. Îi felicităm pe toți cei care s-au născut în această zi de 23 ianuarie. La mulți ani și numai bine. Și numai bine, da. Și să ne priviți, și să ne priviți în fiecare dimineață. Printre ei astăzi Liviu Știrbu și Anatol Ștefăneț, violonistul care a fost și la noi în emisiune. Da, apropo de Liviu Știrbu, vom avea și un subiect la această temă, dar vedeți mai târziu. Până una alta, să vedem ce avem în calendarul zilei astăzi. Se făcea la 23 ianuarie cu mai mulți ani în urmă. Ștefan cel Mare începe asediul cetății Chilia în anul 1465. În 1767 i-a sfârșit prima domnie a lui Grigore al III-lea Ghica în Moldova. Autorul romanului Roșu și Negru, Stendhal, se naște în anul 1783. În anul 1881, la Teatrul Mare din Moscova, a avut loc premiera operei Evgenii Onegin, de Piotr Tchaikovsky. Pentru întâia oară în lume, a pășit în Antarctida în 1895 omul. În anul 1903 vine pe lume regizorul, actorul și scenaristul Grigori Alexandrov. Liviu Știrbu, muzician moldovean, s-a născut în 1953. În anul 1956 venea pe lume compozitorul și violonistul Anatol Ștefăneț. La această dată se marchează ziua scrierii de mână. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Majoritatea dintre noi se plâng în această perioadă cu problema mâinilor, a pielii mâinilor, altfel spus. Pentru că e frig afară. Da, pentru că e rece, pielea mâinilor devine mai aspră, mai uscată, de ce trebuie să aveți neapărat o cremă la îndemână și s-ar recomanda una grasă. Eu, de exemplu, folosesc o cremă de mâini foarte grasă, care ajută să se mențină pielea și să se hidrateze. Stai să spun eu un remediu foarte bun ca să scăpăm de toate mâinile astea, dacă sunt crăpate sau dacă... sunt aspre. Una e cu mănuși, dar bunica mi-a arătat o metodă mai simplă. Mai tradițională? Mai tradițională, suc de roșii, toată lumea acasă, cred că se face și se fac și conserve, da? Suc de roșii, le ai, îl dai pe mâini așa frumos, dacă trebuie încălzit puțin. Îl dai pe mâini după ce vii de afară. Păi și... Sau faci din piure obișnuit, toată lumea știe ce înseamnă, un piure de ăsta cald, da? După ce s-a încălzit, ții adică, mâinile. Da? Să dai așa pe mâini. Uh-huh. Ții 20 de minute. Păi și ce fac cei alergici la roșii, iată cum sunt eu. Mai știu și o metodă tradițională. Mai spune. Se spune despre uleiul de măsline. Îl încălzești un pic și îți ții mâinile acolo cu 15 minute și iată, tot e o metodă bună. Dar sunt și alte metode mai moderne, poate, pe care le aflăm în reportajul care scumpe. Urmează. Sunt mai scumpe și să urmărim reportajul. Iarna, pielea noastră are nevoie de o îngrijire suplimentară. La fel ca și fața, mâinile noastre au de suferit, au un aspect bătrânicios, pielea uscată, de aceea trebuie să găsim soluția cum să avem mânuțele frumoase. Este foarte importantă îngrijirea periodică dimineața și seara. Noi recomandăm să vă puneți o cremă pe noptieră lângă în dormitor și să faceți cu regularitate acest lucru aplicând o cremă de calitate. Pe lângă cremă, pe timp de iarnă, este indicat să schimbăm și săpunul, în favoarea unuia îmbogățit cu uleiuri. Dacă aceste metode nu sunt eficiente, cosmetologii ne vin în ajutor. Este o varietate de proceduri care permite să tratăm atât inestetisme, precum ar fi pete pigmentare, cât și acele fisuri care deseori apar în urma factorilor nocive. Astăzi vom vorbi
vorbi despre mezoterapie virtuală. Mezoterapie virtuală fiind o metodă inovativă și inovațională în materie de hidratare și de păstrare a tinereții și fermității mâinilor. Și obținem acel efect de hidratare imediat după 5-7 minute de terapie. Este o terapie pe bază de curenți. Și terapiile pe bază de curenți sunt niște terapii contraindicate femeilor însărcinate și care alaptează. Așa, ceea ce trebuie să simți este o pișcătură, furnicătură. Aceste furnicături sunt, de fapt, deschiderea porilor în mod artificial pentru a penetra coctailul adânc în țesut. Deja peste 5 minute se observă că dispar acele riduri fine. Vezi diferența? Așa, da. Dispar acele riduri fine și obținem o luminozitate și o hidratare în profunzime. Pentru zona cuticului, înainte de a aplica măscuța termală, vom aplica un ulei. Este echivalentul parafinii, doar că mult mai consistent, pe bază de polifenol din struguri. Ia se umflă și se încălzește. Are la bază și argilă vulcanică. Ce crezi de rezultat? Recunoști mâinile? Sincer să fiu, nu prea mi le recunosc. O să recunosc că am probleme, mai ales în această perioadă și chiar parcă am mâini de bibeluș. Da. Astăzi ai o scuză să nu speli vasele. Respectând câteva reguli simple, îngrijirea pielii în anotimpul rece poate fi facilă și accesibilă oricui. V-am obișnuit până acum cu poveștile emoționante pe care le aducem în fața ecranelor și în casele dumneavoastră, iar voi ne-ați demonstrat nu doar odată că nu sunteți indiferenți la soarta sau nefericirea altora, celor din jur. Iată că și de această dată Alexandru a fost tocmai la Căușeni, da? Tocmai în Ștefan Vodă. Localitatea Ermoclia, acolo am cunoscut o familie, nu o să vă vină să credeți, oameni buni, 15 copii născuți pe cale naturală și urmează familie să mai apară, da, să mai apară, nu se știe, sunt gemeni sau e doar unul acolo, da? Deci ar putea să fie chiar și 17. Da, o familie foarte frumoasă, care să știți că nu se plâng pe neajunsuri, din contra, au o armonie de asta foarte frumoasă și o familie care ne aducem aminte tocmai de la străbunii noștri, când îi spuneau că se făceau câte 10 copii, câte nu știu câți copii acolo, foarte mulți. Sunt copii frumoși, talentați, deosebiți și țin foarte mult unul la altul. Vedem subiectul, ce să vorbim mai mult. Urmărim reportajul. Echipa matinalului nostru de această dată s-a deplasat la aproximativ 90 de kilometri de Chișinău, și anume localitatea Ermoclia, raionul Ștefan Vodă. Astăzi am fericită ocazie să vă fac cunoștință cu o familie care numără numai puțin de 18 membri. Am avut norocul să-i prindem pe toți acasă. Cei mici, dar și cei mari s-au culcurușit la călduți, lângă sobă. Mai ales că pentru prima dată în casa lor a venit televiziunea. Vreau să vă spun, este un vis, este un vis personal ca tată. Mi-am dorit și am mai văzut și alte familii mari și chiar visul acesta mi s-a împlinit. Adică mi-am dorit să am o familie mare și frumoasă. Și cu atât, mult mai mult, că Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem 11 băieți și 4 fete. Odihnă, n-ați avut, nu prea ați avut. Da, odihna la noi e scumpă. E scumpă odihna, și dar mult energie tare, mult o punem pentru copii, pentru creștere, pentru ca lor să le fie bine, pentru condițiile lor, să aibă hrană, să aibă căldură. Sănătate tot pentru dânșii o risipim. Dar așa e, Dumnezeu spune că e păcat să refuz copiii. Toate greutățile le duce pe umeri capul familiei, care de meserie este constructor. Face tot posibilul ca în casă să fie măcar strictul necesar. De la sine se înțelege că să întreții așa o familie, să ai așa o familie mare și să o îngrijești, nu poți.
și este rușine ca să îmblăm, să cerșim, să stăm cu mâna întinsă. Nu, așa am fost învățat chiar din familia, în familia în care am crescut, am fost învățat chiar de copil să muncesc. 6 din cei 15 copii sunt elevi, de haine noi nici vorbă. Se îmbracă și ei cu ce rămâne de la frații mai mari. Cum pregătiți? Pentru că e complicat. Da, e destul de complicat. Eu timp nu prea am să mă ocup cu dânși, puțin timp îmi permit să mă ocup cu dânși de privința lecțiilor, dar îi implic pe ești mai mari să ocup cu ăștia mai mici. Și da, s-au crescut unul pe altul, s-au ajutat unul pe altul. De câte ori spălați pe zi? Practic, la noi mașinca nu se oprește niciodată. În fiecare zi e lucrează. O mașincă, avem o mașincă automat, este puțin pentru familia noastră. Mai avut încă una, dar e, nu mai funcționează pentru că sunt vechi. Câte pâini merg la o masă? Dacă e pâine de casă, ne ajunge mai mult timp, că e mai sățoasă, dar dacă e de magazin, poate fi 4 pâini la o mâncare. Ăsta mare trebuie. Da. Locuiesc într-o casă modestă și sunt nevoiți să doarmă 11 băieți într-o cameră. Aici e camera unde voi sunteți, da, toți. Da, aici noi toți, 11 stăm aici. Unul doarme acolo, aveți că și cineva și jos doar. Da. Până la urmă vă descurcați, asta este cel mai important. Sunteți frați, sunteți uniți, da? Da, asta e. La școală mergeți împreună, vă ajutați unul pe altul, cum faceți? La școală mergem, dar ești mai mari, chiar aici nu mergem la școală, școala am terminat. Suntem pe acasă, pe în gospodării, cu părinții, muncim, că asta e, alta nu putem face. Cu toate că ne-am săturat. E greu. E greu. Vrem și noi, ca ceilalți, la libertate, să duc încolo. Da, în Chișinău, voi ați fost vreodată? Da, am fost. Își doresc o casă mare, în care fiecare să aibă colțișorul său. Cum te cheamă pe tine? Pavlușa. Dar pe tine? Pavlușa, cum te cheamă? Pavlușa. Pavlușa. Și pe tine? Nel. Bravo. Cel mai mare dintre copii i-a aranjat la casa lui. Iată, în premieră, îi avem pe cel mai mare, Nicolae, și cel mai mic, Eliseu, da? Elisei. Elisei, bravo, mă. Și tu deja ești însurat, Nicolae. Câți ani ai? 23. 23. Diferența e de 22 de ani între ei. Da, da. Extraordinar. Deja ai doi copii, da. Și urmează și a treilea. Da. Vrei să continui tradiția părinților? Eu... Noi, din partea noastră, nu putem să facem nimic, dar sunt mulți cupluri care doresc copii, dar nu pot să-i aibă. Dar cât se sunt dați de sus? Samuel e responsabil de animale. Cum vine ora 16, trebăluiește prin ogradă. Două vaci mulgătoare, doi vițeluși mici, doi purcei avem, au fost mai mulți, dar din lipsa de hrană i-am vândut. I-am dat că nu este posibilitate de hrană, de cum se spune, porumbul. Nu este posibilitate ca să întreținem mai multe animale. Și după puterile noastre, cât putem să întreținem, atât întreținem. Avem și vreo două păsări, că la așa familie trebuie și carne și dimineața un loc cu ceai. Pentru că am ieșit afară, lemne nu prea am văzut. Unde aveți lemne? Lemne mai avem acolo vreo două, la două strigate. Sunt foarte puțini lemne. Trebuie să le aducem, nu? Păi le aducem dacă avem bani, le aducem, dar dacă nu avem bani... O familie frumoasă, care nu se plânge de lipsuri, merg tot înainte și în curând vor mai avea un copil. Și cel mai important, în această săptămână se desfășoară și marea competiție de tenis Australian Open, acolo unde avem spectacol și avem și surprize plăcute. Important e că deocamdată cei favoriți au rămas în cursă pentru trofeul din Australia. Ești la curent cu evenimentele, probabil privești. Da, privim de obicei. Știu că anunțai și săptămâna trecută, ai anunțat, acum îi ții la curent și pe telespectatorii noștri cu evenimentele din sport. Da, ei mai facem și noi o pasă pentru următorul subiect. Da, sau să o salutăm altfel pe următoarea colegă. Nu întâmplător am spus de acest eveniment, pentru că s-a făcut și o statistică despre această competiție și au spus că majoritatea jucătoarelor de tenis sunt blonde,
da, au părul de culoare blond. Și colega noastră, Galina, ar putea să meargă acolo, da. Colega noastră, Liber, ar putea să meargă să facă tenis și să intre în această categorie. Nu știu dacă mai reușește să se apuce de tenis, profesionist. Iar putea să-mi spună, are cine câștigă de pe acum trofeul de la Australian Open? Dacă a vorbit cu Astrele, a analizat acolo și cu siguranță poate. Asta vreau să spun, nu știu dacă de tenis profesionist reușește să-l mai facă, dar uite că stă bine cu Astrele. Foarte bună dimineața, Galina, să vedem și horoscopul. Salutare, colegi! Bună dimineața tuturor celor din fața micilor ecrane! Stelele îi predispun azi pe unii nativi la conflicte sentimentale și sociale, la neînțelegeri cu partenerul de viață și cu cei din jur. Prezicerile astrale pentru fiecare zodie le aflați imediat! Se pare că sunteți nemulțumită de tot ce se petrece și aveți tendința de a critica. Nu este exclus să întâmpinați dificultăți și în relațiile sentimentale. După amiază, lucrurile se limpezesc și trăiți emoții frumoase alături de prieteni. Taur. S-ar putea să vă simțiți fără vlagă și să nu puteți termina o lucrare începută mai de mult. Riscați să primiți reproșuri din partea colegilor. Vă sfătuim să nu provocați discuții în contradictoriu dacă nu vreți să vă complicați situația. Ar fi bine să vă odihniți mai mult. Gemeni, este posibil să vă indispuneți din cauza unor probleme sentimentale. În schimb, aveți mari șanse de reușită în activități casnice, precum reparații. Puteți să vă bazați și pe intuiție. Rac, se pare că nu sunteți mulțumiți de nimic și vă enervați din orice. Vă aprindeți ușor, fie pentru că partenerul de viață a cheltuit prea mult, fie pentru că nu găsiți un obiect. Încercați să nu exagerați și să vă păstrați calmul. Leu, primiți o veste care vă obligă să vă schimbați complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimțiți este trecătoare, așa că nu are rost să vă îngrijorați. Este recomandat să evitați călătoriile lungi. Fecioare, s-ar putea să aveți divergențe cu partenerul de viață din cauza că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă. Pentru a evita o ceartă, vă sfătuim să țineți seama și de dorințele familiei. Ar fi bine să nu vă supra-solicitați. Balanță, este posibil să întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și financiar. Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare. Țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor. Scorpion, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți indispus din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Temperați-vă nervozitatea, fiindcă altfel puteți ajunge în situații neplăcute. Ar fi bine să discutați calm cu persoana iubită ca să nu declanșați o ceartă inutilă. Săgetător, în orele dimineții s-ar putea să fiți dezamăgit din cauza că un coleg pe care îl considerați prieten încearcă să vă discrediteze. În schimb, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn, este posibil să vă afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri și să vă pierdeți încrederea în el. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ceea ce faceți. Ar fi bine să amânați eventualele decizii privind investițiile. Vărsător, după amiază s-ar putea să aveți o dispoziție proastă. Se pare că astăzi nu vă puteți concentra prea bine, așa că este recomandabil să nu luați decizii importante. Vă sfătuim să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pești, ar fi bine să vă amânați afacerile și întâlnirile cu persoanele importante. În prima parte a zilei este posibil ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Spre seară s-ar putea să aflați că cineva drag urmează să plece în străinătate. Astrele prezic însă totul e la îndemână dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți, numai bine! Sponsor general al emisiunii Nescafe. Tare mult ne place să interacționăm și cu oamenii din stradă, iar când văd microfonul și mai ales pe al nostru coleg Daniel, cu mari plăceri stau așa, se face și o coadă lungă ca să vorbească cu el. Și de această dată a pregătit și el o întrebare bună de asta care i-a provocat pe ai noștri moldoveni. Ironic vorbind, stă lumea în rând la microfon. Dimpotrivă, toată lumea fuge. Păi i-am spus-o și eu așa. Da, nu fugiți, dragii noștri, fiindcă atunci când aveți o bucurie trebuie să o împărtășiți cu cuiva, nu? Iată că
Daniel a alergat să prindă vești bune, noutăți, bucurii de pe la oameni, să se laude lumea. Uite ce modalitate bună! Te vezi la televizor, te văd și rudele, a doua zi, te sun, te-am văzut la televizor, și toți fug de microfon. Să nu mai fugiți. Chiar nu înțeleg de ce. Să nu mai fugiți. Dacă ne vedeți la muncă, în teren, să știți că e jobul nostru, e munca noastră, e profesia. Și e pentru voi. Da, și e pentru voi, ca să vă facem diminețile mai frumoase. Ia uitați ce reportaj. Haideți să vedem câți au fugit și câți au rămas totuși, au răspuns, au redacție, fost receptivi. O să ne spună Daniel mai multe. Da, însă să vedem aici. Toată viața noastră este o succesiune de realizări, cu unele ne putem lăuda, cu altele mai puțin. Moldoveanul, ființă lăudăroasă de fire, cu greu își ascunde reușitele sale cele mai de preț. De aceea, credem că nu va fi greu să aflăm care sunt acelea. Zicem o familie, în primul rând, casa, lucru. Am pus multe scopuri și întâlnesc. Am nimerit un colegiu. Dăjil de acest let. Ce scop? Nepoța. Nu, mă, băi. Businessman nu ne-a făcut, da? Eu am vrut mașină, am făcut mașină. Am vrut casă, am făcut casă, asta la rușă. Gata, dacă iar ai chip de făcut. Am unul faci, nici colibă. Pentru mulți, întemeierea familiei este cea mai mare reușită a vieții. Ну, наверное, как женщина, я родила двоих очень хороших детей. Надеюсь, что они для нашего молдавского государства окажут большую пользу, когда вырастут. Cresc un copil, să-l pun la cale. Alții sunt cu totul disperați. Căutăm de lucru și n-aia mică de lucru. Ia că-i spune tata, tata e zero, zero, zero. Slab, slab. Și dacă ar exista o formulă a succesului, o știe oare moldoveanul? Prin muncă omul e slavit, dar la noi munca nu e prețuită. Trebuie să aibă copuri care să lucreze, să muncească. Altfel, fără asta nu o să facem niciun scop, nici o realizare. Să muncească, să fie dedicat acestui scop și se va realiza în timp. Așadar, la muncă, oameni buni. Dar nu uitați, după trudă și osteneală, să vă faceți timp și pentru odihnă. Da, și pentru ca diminețele noastre să fie frumoase, avem nevoie și de invitați care de fiecare dată vin cu mare plăcere. Astăzi, în dimineața de marți, o avem alături de noi pe Nona Marian. Bună dimineața! Bună dimineața! Ultima dată ne-am văzut, erai împreună cu Aura. Am vorbit despre șlagărul anului. 2017 era. Ce s-a întâmplat în acest timp? Apropo, și cum a fost șlagărul anului? Cum s-a... A fost extraordinar de bine, am auzit doar lucruri frumoase, chiar am așteptat, cum aștept în fiecare an, mai multă critică. Critica te motivează, te mobilizează, te face să ai unde crește și când e prea multă laudă, parcă nu știi nu ce să bine. Faci. Da. Dar sper că e și normal, pentru că a fost o ediție deosebită, au fost jubileară, 10 ani, într-adevăr au fost artiștii de top, cu piese arhi-cunoscute. Înseamnă că a fost bine. A fost frumos, da, deci aici chiar nu prea aveai de ce... Și scena a fost frumoasă și deja a apărut și la televizor. Am văzut. Slagăr, am încercat să ajung și la concert, Cine nu a prins un bilet ca asta, că nu mai erau bilete înainte de spectacol cu mai mult timp. Cine nu l-a prins, acum îl poate vedea la televizor, curând va apare și pe YouTube. Vizualizați cu mare plăcere. Și anul ăsta, 2018, la fel, doresc ca să aveți și un șlagăr al anului la fel de productiv și la fel de bine. Neapărat va fi, deja cred că va fi, așa ca de obicei, un festival, o totalizare a pieselor lansate în anul curent. Sunt sigură că vom avea și artiști necunoscuți, dar piesele cărora vor ajunge în topurile posturilor de radio și TV. Și vreau din suflet să le doresc tuturor mult succes. Mă bucură nespus de mult când aud artiști consacrați că fac colaborări cu autori tineri, doar pentru aceea ca să rămână în viață, așa, să ia energia în concurență, în concurență activă cu tineretul, care ne dăm seama că pe an ce trece fac o muzică foarte bună, foarte calitativă, avem de la cine învăța, avem o piață și unde ieși, că tot mai mulți artiști de-ai noștri pleacă și în România și se lansează acolo foarte bine, bravo lor!
La mai mult și la mai mare, tuturor le doresc. Dar ce mai faci nouă pe plan muzical? La ce lucrezi? Așa, iată, vine anul ăsta, nou an 2018. Ce pregătești? Ce surprize ne Nona, ce face? Nona, am avut chiar acum câteva zile în urmă tot un interviu unde am fost întrebată care este diferența, că foarte mult am vorbit despre formația Fresh și ce a fost cândva, popularitatea prin care am trecut și care și-a lăsat o amprentă adâncă în sufletul meu. Doar că mi-am dat seama și așa am zis că diferența este că atunci când aveam 20 de ani și acum că am 40 de ani... E o diferență? E o diferență. Și pot să spun în nu ce? Nu pot să spun, că la fel... Poate fizic nu și în multe lucruri nu este. Într-un singur lucru e o diferență foarte mare, că atunci când vrei să iei o decizie, te gândești prea mult. Eu chiar îmi dau seama că la vârsta noastră gândim prea mult. Și atunci când aveai 20, analizăm, știi cum? Așa, uite, s-a aprins, gata, m-am ridicat, m-am sculat, am făcut și nu te-ai gândit niciodată. E bine, e rău, efectele va merge, nu va merge. Și tot așa. Da, acum stai și te gândești. Impactul, dacă e nevoie dacă e momentul. E investiția corectă, nu e investiția corectă. Poate mai bine acest timp mi-l dedic mie, poate mai bine citesc o carte. Copiilor, de ce nu? Da, asta e unica ce mă deranjează. Da, v-ați odihnit un răstimp, iată acum vacanța asta până... Un pic, am fost cu copiii și cu părinții, 3 zile în România, am ajuns la Sighișoara, îmi place acest oraș... Minunat. Foarte frumos, e atât de, nu știu, european, e chiar ca o poveste. Ne-am plimbat pe acolo cu fetele, am avut timp, mă rog, și de soare și de un timp frumos, mai puțină zăpadă, dar în schimb au văzut și ele un oraș medieval, un muzeu de istorie frumos, o legendă despre Dracula și Vlad Dracula. Au mai fost acolo și cu școala, dar să mai vezi încă o dată lucrurile și să le mai simți prin prisma maturității, printr-o altă vedere, e foarte bine. Fetele ce-ți fac? La școală, sănătoase, vă mulțumesc. Și apropo, poate merg pe urmele mamei. Ele, sper eu să meargă, îmi dau seama că sunt încă mici și să ne gândim istoric, au fost mulți copii foarte talentați care s-au manifestat în copilăria lor și când au crescut mai mari au devenit neinteresanți pentru public. Eu le doresc o altfel de carieră. Eu le doresc acum să se axeze mai mult pe studii, pe cunoștință, să încerce și un domeniu și al doilea și al treilea, poate să fie și arta și robotică și computerul și orice vor ele. Să-și găsească în ce se simt bine, confortabil și eu le-am zis că le susțin oricare ar fi domeniul de activitate. Modeling sau nu știu ce. Poate au pasiuni, merg la sport, cea mai mare, pian poate sau ceva, cea mai muzică. Mare pictează și recent i-am făcut și o pagină pe Facebook, Sofia Ciocan, unde puteți să intra și vedea că ea desenează și cu creionul și cu acuarela, lucrează și cu uleiul. Îi place să facă sketch-uri foarte multe, îi place să facă, așa văd acum, are o tendință să creeze niște personaje cu ochii mari. Da, nu știu cât va dura, dar sper și o văd mereu. Permanent îi trebuie o foaie. Unica ce-i zic, ia-ți un caiet, ia-ți niște foi mai bune. Oricare o ruptură de foaie, de caiet, poate să ieși și să desenezi acolo ceva foarte interesant. Care eu zic, nici n-am cum să le păstrez. Cum să le păstrez dacă foaia nu e bună, e boțită? Dar așa cred că oamenii de artă, lumea, așa ia imaginația. Oamenii de artă, ei sunt un pic geniali. Sunt deștepți, imaginație bogată. Cea mică dansează și place foarte mult dansul și e competitivă, participă la competiții, dans la campionat populare. Hip-hop. Da, a participat foarte în toamnă bun. La campionat, a obținut în duet locul întâi, așa că... Mai și noi nu știm, e rușinică pentru noi, o vom invita la emisiune. Eu cred că ele au să vină cu mare plăcere să povestească despre dânsele. Nu vor să vină cu mine, pentru că deja cred că sunt mari, sunt și ele personalități și dacă o să le invitați, eu cu mare drag vin și le aduc, am să fiu șofer. O să luăm și pe Aura să-și ia fetele și poate da, să vină. Da, și Lori și Betty iarăși sunt foarte talentate și știi când se spune că mărul de copac nu cade departe. Da. Dă, Doamne, să fie așa.
și să nu fie invers, când natura se odihnește pe copii. Dar ce-a luat de la tata? Petre, ce-au luat de la tata? Sunt foarte talentate în muzică. Sunt foarte deștepte, muncesc, analitice. Muncitoare. Da? Da, eu știu, nu știu, cred că cred că nu, nivelul ăsta intelectual, eu vreau și sper că toți copiii sunt deștepți și toți au capacități. E bine doar să îi îndrumăm pe calea corectă, să învățăm că a învăța este bine și este spre binele lor în primul rând și cunoștințele este unicul lucru pe care nu poate să ți-l ia nimeni. Deci dacă ai în cap ceva, te vei descurca mereu, oriunde și oricum. I-am întrebat pentru că știu că fetele de obicei seamănă cu tata și invers. Băieții seamănă cu mama. Așa e în cazul nostru. Nu știu, dacă vor alege în viitor o carieră de manager foarte bun sau chiar și în politică, mă rog, dacă așa, nici nu știi pentru ce s-a gândit Dumnezeu, ce s-a gândit Dumnezeu pentru ele. Da. Da. Nona, să fie oameni buni. Mulțumesc că ai venit la noi. Ne-ai făcut dimineața frumoasă, dar și nu doar mie. Colegilor mei, dar și celor de acasă. Da. Am descoperit lucruri interesante despre fiicele tale. Mă bucur, da, v-am intrigat. Da, un an frumos, îți doresc, un an productiv să fie. Da, și sper, neapărat, măcar o piesă. Dacă no. Viitoare fără fete, nu vii la noi la emisiune. Okay. Ne-am înțeles, batem palma. Da, batem palma, e așa. Succes. Mulțumesc. Și fără o piesă, nu scapi de la noi. Nu. Am să vin cu piese noi, promit. Da. Acum o ascultăm pe Nona Marian cu piesa... 7. 7. 7. Să vă poarte noroc. Da, noi la 7 începem emisiunea, până la 9. Ia uitați. O piesă de la Nona Marian, 7 să fie. Ne distrăm, ne ridicăm și noi de aici ca să facem așa atmosferă frumoasă. Lângă tine se împlinesc visele, de m-aș naște de 7 ori.
lângă tine să împlinesc visele. De m-aș naște de 7 ori tot așa, pe tine te-aș căuta. Ne-am distrat, ne-am... Ce am făcut? Am cântat, am dansat, v-am prezentat sfaturi utile, informații. Istorie de viață a familiei, da, din localitatea Ermoclia cu 15 copii, care iată, deja o să mai ajungă cineva acolo. Telefonul redacției deja probabil începe să sune. Dacă doriți să-i ajutați cu ce vreți, că la atâția copii cred că de orice este nevoie. Eu sunt sigură că ați început deja o zi bună stând alături de noi și privindu-ne, fiindcă am avut ceva arăta, v-ați convins și voi, ca de fiecare dată, să continuați același obicei de a ne privi în fiecare dimineață, de luni până duminică, de la 7 la 9, doar alături de dimineața la RTR. Da, nu uitați, dacă intrați pe pagina noastră de Facebook, neapărat să ne puneți și un like, distribuiți reportajele noastre care, iată, din nou, chiar dacă am revenit din vacanță, să știți că ne bucurăm pentru că subiectele noastre sunt... Ați revenit și voi odată cu noi și pe Facebook. Să fiți în continuare alături de noi și aici și pe Facebook, iar emisiunea integrală o puteți revedea pe YouTube. Bă, știi, eu spuneam, de ce când eram în vacanță vedeam oameni așa puțin apatici, puțin așa bătuți? Din cauza că nu eram noi. Lipseam. Iată-ne că am venit în forță și datorită vouă suntem aici și zâmbim și dorim ca să fiți alături de noi. Mâine la aceeași oră, tot aici. Pa, pa, o zi frumoasă! Sponsor general al emisiunii Nescafe.